Bine ați venit în Kabuchiko, dragi prieteni! Vă dați seama, fete de 13 ani în bordeluri aici, în Japonia. 60% dintre femeile japoneze nu consideră înșelat faptul că soțul sau iubitul lor merg în bordeluri. Ce părere aveți despre acest lucru? Nu doar femeile își oferă serviciile, și bărbații, iar pentru că acest lucru este ilegal în Japonia, au creat un sistem prin care poți ocoli legea. Aproape toată lumea arată cu degetul către România, susținând că la noi femeile fac și drag, iar în alte țări, mai ales în cele dezvoltate, toată lumea este sfântă. Ei bine, nu are România populație comparativ cu câte femei practică această meserie aici. Devin agresiv și încearcă să te intimideze. Cu mine nu le merge, am experiență. Păcănelele în Japonia sunt o adevărată industrie. Cu mic, cu mare, bărbați, femei, cu toții petrec ore în șir în fața acestor aparate. Ca disclaimer, vreau să spun că nu recomand, nu promovez, nu încurajez sub nicio formă aceste lucruri. Toate cele prezentate în clip sunt și au un scop informativ, în speranța că măcar câteva persoane după vizionare vor evita să intre în acest tip de încurcături. Așa că distribuiți-l să ajungă la cât mai multă lume. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi abordăm un subiect extrem de sensibil care, vrem nu vrem, face parte din viața reală, așa că rămâneți până la final pentru a înțelege exact despre ce e vorba și nu uitați să ne ajutați cu un like. Tokyo este unul dintre cele mai vibrante orașe din lume, cu una dintre cele mai mari străzi cu bordeluri din Asia. Strada pe care am ajuns astăzi, Kabuchiko se numește, cunoscută și sub numele de Red Light District, districtul roșu. Aici clienții pot comanda fete prin intermediul unei tablete, asta pentru a vedea până unde s-a ajuns. O să fie foarte greu de filmat pentru că muzica este la maxim peste tot și o să-mi iau copyright, dar văd eu cum fac. Toată această deschidere față de acest lucru are legătură cu religia Shinto. Pentru Shintoiști sunt permise multe lucruri înainte de căsătorie. Ele nu reprezintă un păcat, cum se întâmplă în multe alte religii. Această acceptare și deschidere predomină atât în cultura cât și în arta japoneză încă din secolul al VIII-lea. Călătorii din întreaga lume au denumit această zonă ca fiind locul de joacă al adulților, iar dacă vă întrebați dacă acest lucru este legal în Japonia, ei bine, nu. Japonia are legi stricte în această privință, prin urmare acest lucru este interzis prin lege, dar sunt lăsate anumite portițe, nu știu dacă intenționat sau nu, prin care acest lucru este practicat fără probleme. Agențiile de escorte pot aranja întâlniri între fete și clienții hotelurilor din interiorul districtului roșu și nu numai, clienții plătind agenția, nu fata personal. Dar în această zonă lucrurile nu sunt atât de complicate mereu, pentru că se practică și metoda tradițională, o să vedeți puțin mai târziu. Ia priviți, este ora 11 noaptea. Avem și o bunicuță ieșită la plimbare, care a fugit din fața camerei când a văzut-o. În ochii legii, Constituția acceptă genul acesta de activități, împăcând ambele tabere. În Japonia sunt 350.000 de femei care practică cea mai veche meserie din lume. Asta înseamnă că una din 25 lucrează în acest domeniu. Am găsit o statistică interesantă care arată că sunt în jur de 13.000 de bordeluri în toată țara. Prin comparație, au doar 4.500 de cafenele și McDonald's-uri la un loc. Iar poliția se plimbă pe aici. Tocmai l-am pierdut pe domnul, vreau să vi-l arăt. Este acolo în față. Asta pentru a înțelege că, într-adevăr, în lege există o portiță care permite acest lucru. Știu că pare ciudat, dar este realitate. Diferența de cultură, bănuiesc, asiaticile nu abordează clienții, stau nemișcate, cu ochii în telefon, pe când persoanele care nu sunt de aici, vizibil, îți dai seama că nu sunt din țară, nu sunt nici măcar asiatice, trag de posibilii clienți. Au capul plecat și sunt fixate în telefon. Am venit de foarte multe ori în acest loc, pentru că hotelul nostru este aici, în această zonă. Am venit pentru a fi sigur că persoanele pe care le arăt în imagini sunt într-adevăr, lucrează într-adevăr în acest domeniu. Toată lumea știe că această zonă, Kabuchiko, este zona roșie, dar puțini sunt cei care știu că de ceva vreme a fost depășită ca și număr de bordeluri de o altă zonă, Ikebukuro se numește. În Kabuchiko predomină mai mult barurile, restaurantele, cluburile, zona e mult mai cunoscută pentru Soapland. O denumire eufemistică, sunt băi transformate în bordeluri. La intrare scrie că
intri acolo pentru a face o baie cu săpun, dar realitatea este alta. V-am zis ceva mai devreme că sunt extrem de discreți. Vei găsi postere cu femei îmbrăcate sumar pe pereți, dar niciodată complet dezbrăcate. Aceste locuri de multe ori nu acceptă străini, doar japonezi. Cele care acceptă de cele mai multe ori au prețuri duble sau chiar triple. Turiștii întotdeauna sunt taxați extra, aproape în orice domeniu. Haideți că am plecat puțin de acolo pentru că pur și simplu nu ai cum să te înțelegi, atât de tare este muzica. Dacă pentru vestici, pentru creștini în special, prostituția este un păcat, aici nu este deloc așa. Ba mai mult, este văzută ca o formă de artă. În era Edo, acum 200 de ani, kimonourile nu erau îmbrăcate doar de geișe, cum știm majoritatea dintre noi, ci și de oiran, curtezante de lux pe vremea aceea. Aș putea spune că același lucru se întâmplă și astăzi. Dacă vă întrebați care este diferența între ele, geișa și oiran, ei bine, există o diferență, un detaliu. Cele care erau dame de companie purtau acea fundă în față, nu în spate, cum este purtată de geișe. Acest lucru le diferențiază. Eu până acum nu am știut acest detaliu. Dacă le vedeam îmbrăcate pe stradă, pe toate le consideram geișe. Dar nu este așa. Bine, acum mai sunt și geișe care oferă și servicii extra, dar aceste cazuri sunt foarte rare, din câte am înțeles eu. Aproape toată lumea arată cu degetul către România, susținând că la noi femeile fac și drag, iar în alte țări, mai ales în cele dezvoltate, toată lumea este sfântă. Ei bine, nu are România populație comparativ cu câte femei practică această meserie aici. Sunt statistici care arată că în jur de 60% dintre femei o fac din necesitate, iar restul de 40% din alte motive. De exemplu, femei ce fug de acasă pentru a scăpa de abuzurile din familie, iar în categoria cea mai neobișnuită sunt studentele. Multe susțin că fac asta pentru a plăti facultatea, dar sunt și studente ce vin din familii înstărite, ce vor mai mult. Chiar dacă vin din familii înstărite, vor mai mulți bani pentru a-și cumpăra haine de firmă, genți, pentru că și aici lumea pune mare preț pe aparențe. Iar asta se vede pe stradă. La fiecare pas. Bine, eu înțeleg că suntem într-o țară super dezvoltată, oameni bogați, dar atâtea genți de firmă, genți care costă de la 10.000 de euro în sus, pe metru pătrat, eu nu am văzut în nicio țară. Poate vă întrebați de ce sunt atât de multe bordeluri în Japonia. Ei bine, acolo unde este cerere, vine și oferta. Bărbații preferă să le frecventeze pentru că vor cheltui mai puțin bani și timp decât dacă ar încerca să iasă la o întâlnire normală. Tot procesul prin care trebuie să treacă este mult, mult mai costisitor. După cum vă spuneam și mai devreme, aici lumea pune mare preț pe aparențe și la o întâlnire, mai ales la o primă întâlnire, trebuie să scoți mulți bani din buzunar pentru a impresiona. Așa că bărbații aleg varianta cea mai ieftină. Eu când am văzut toți acești tineri pe afișe, mă gândeam că sunt cântăreți, că fac parte dintr-o trupă ceva, dar de unde? Nu doar femeile își oferă serviciile, și bărbații. Nu sunt fete, sunt bărbați. Așa că în această țară totul este posibil. Partea și mai interesantă din punctul meu de vedere este că 60% dintre femeile japoneze nu consideră înșelat faptul că soțul sau iubitul lor merg în bordeluri. Ce părere aveți despre acest lucru? Din punctul lor de vedere, nu există nicio relație între client și femeia ce prestează. Este ca un loc de muncă. Motiv pentru care nu au de ce să fie invidioase. Evident, oricât ar fi de deschiși în ceea ce privește acest domeniu, este un subiect tabu și numeroase femei măritate își mint soții cu privire la ocupația lor reală, așa cum fac și mulți bărbați însurați ce frecventează bordelurile. Din câte am aflat până acum, cei ce dețin aceste bordeluri sau alte locuri de acest fel nu mai fac parte din Yakuza, din mafie. Asta a fost în trecut. Dacă într-adevăr nu mai sunt conduse de Yakuza, asta nu le face mai safe, mai sigure, pentru că ați văzut, o să vedeți în continuare, foarte multe persoane de culoare care controlează oarecum aceste zone și sunt mult mai agresive. Din câte am reușit să aflu până acum, niciodată un membru din această mafie nu o să vină să te acosteze pe stradă. Ei nu au treabă cu cetățenii de rând și nu se complică cu astfel de afaceri.
în ziua de astăzi, pentru că în trecut se pare că altfel au stat lucrurile. Dar dacă vă interesează acest subiect, vreți să aflați mai multe despre mafia de aici, pot face un clip dedicat acestui subiect și să detaliem puțin pentru a afla cu toții cum stau lucrurile cu adevărat în acest moment. Cu toate astea, acest loc este sigur, dar trebuie să respectați câteva reguli. Trei ar fi, din punctul meu de vedere. Nu veni băut aici, nu veni singur și nu veni prea târziu. Nu veni după 12 noaptea, mai ales dacă ești femeie. De exemplu, sunt numeroase baruri ce nu acceptă străini, asta din cauza barierei lingvistice, dar și din cauza acelor agenții ce nu vor să aibă de a face cu cetățenii străini. Iar dacă vă spuneam că bordelurile nu ar mai fi conduse de mafie, ei bine, barurile de aici, da? Aici avem o sală de jocuri, păcănele, ajungem și acolo imediat. Numeroase întâmplări au fost relatate de turiștii străini ce au fost atrași în aceste baruri, de fetele de la intrare sau de aceste persoane dubioase, după care le sunt puse în băuturi diferite substanțe pentru a-i adormi, iar când se trezesc, nu mai au bani, bunuri, nimic asupra lor, totul dispare. Dar despre aceste lucruri și despre cum să te ferești de ele vom discuta într-un alt clip, pentru că am decis să fac un clip în care să vorbesc despre aceste lucruri, cum anume poți să te ferești de țepe prin țările în care ajungi. Aceasta este harta din Golden Gate. Tot ce vedeți acolo sunt baruri. Aici, în Japonia, totul este dus la alt nivel. Nu se mulțumesc doar cu banii pe care îi ai la tine. Te duc până la bancomat și te fac să mai scoți. Sunt persoane care s-au trezit că le lipsesc din cont 15-20 de mii de euro. Iar dacă vă vine să credeți sau nu, poliția nu face nimic. Sunt foarte multe plângeri depuse la poliție, dar nimic nu se întâmplă. Cei ce au pierdut banii, i-au pierdut. La fiecare hotel la care am stat, am văzut afișe puse pentru a avertiza turiștii cu privire la cele relatate de mine în acest clip. Prețul pe care îl plătești pentru a intra diferă de la câteva sute de ieni până la câteva mii. Ați văzut și pe acele afișe ținute de fete în mână. Plătești 1000 de ieni, spre exemplu, sau 2000 și bei cât poți timp de 2 ore. Eu zic să vă feriți de toate aceste lucruri, pentru că eu zic să vă feriți de toate acele afișe care încearcă să vă atragă în interior. Spre exemplu, aici, aceste baruri, în acest loc ceva mai retras, în Golden Gate. Aici totul pare liniștit, nu sunt asemenea oferte care par prea frumoase să fie adevărate. Este un loc mult mai intim, pentru că în interior încap câteva persoane, 4, 6, 10 chiar, dar nu mai mult. Important e ce faceți după, dar și aici trebuie avut grijă, pentru că la intrare sunt aceste persoane. Din câte am observat eu, se poartă frumos cu persoanele pe care încearcă să le acosteze. Devin agresive atunci când sunt filmate. La mine au țipat de câteva ori. Din păcate nu filmam în acel moment. Și sunt într-o rețea, pentru că comunică între ei. Deja știau toți din această zonă că filmez pe aici, pentru că s-au anunțat. Și nu apucam să scot camera, că deja țipau dinainte. Așa că nu filmați prin aceste zone, nu faceți ca mine, aveți mare grijă. Devin agresiv și încearcă să te intimideze. Cu mine nu le merge, am experiență. Am fost în cartiere mult mai dubioase, mult mai periculoase. Vă invit să urmăriți clipul din Filipine, când am fost în acea mahala. Acolo am întâlnit persoane mult, mult mai dubioase, cu arme asupra lor. Nu am avut cum să le pun în clip, dar din ce am filmat o să vă dați seama că nu se compară cu ce este aici. Cel puțin în acest cartier, poliția nu o să intervină. Dacă ar fi fost așa, nu le-ar fi permis să lucreze. Veniți aici, vă plimbați, faceți poze, nu veniți singuri, dar nu-i filmați pe ei. Și să nu vă gândiți la faptul că dacă sunteți în Japonia, nu se poate întâmpla nimic. Este total greșit. În fiecare hotel în care am stat, am găsit acest avertisment cu privire la Kabuchiko, zona roșie de aici, din Tokyo. Nu știu dacă v-am mai zis, dar până acum o lună de zile, vârsta de consimțământ era de 13 ani,
iar acești indivizi profitau de asta, în bordeluri găseai fete de 13 ani, acum au ridicat vârsta până la 16 ani. Vă dați seama, fete de 13 ani în bordeluri aici în Japonia. Da, te lasă fără cuvinte. Mafia e mafie, te poți aștepta la aceste lucruri. Dar câtă perversitate în rândul bărbaților. Acum o să spuneți că aceste lucruri se întâmplă peste tot și că vreau să defăimez Japonia. Mai divin. Se întâmplă peste tot, știu. Dar Japonia este o țară cu pretenții. Nu pot să o compar cu Vietnam, spre exemplu. Toată lumea care ajunge aici arată doar părțile pozitive. Sunt și părți negative peste tot și, din punctul meu de vedere, trebuie știute. Nu cred că e ceva rău în asta. Japonia rămâne una dintre cele mai frumoase și plăcute țări în care am fost. Se situează acolo, în top, indiferent de aceste lucruri. Acesta, din punctul meu de vedere, este unul din locurile plăcute în care poți veni să mănânci liniștit, nu te deranjează nimeni. Dacă vii în weekend, o să găsești aglomerat, va trebui să aștepți până se eliberează, dar merită. Ce credeți că avem în față? Un mall? De unde? Păcănele, un alt subiect despre care vreau să mai discutăm în acest clip. Ar fi interesant dacă aș reuși să filmez în interior. Nu știu dacă o să se vadă ceva, am încercat să filmez pe ascuns. Aici am zis eu că e un mall. Avem și la etajul 2. Păcănele. Vă explic imediat cum funcționează. Pentru că sunt ilegale. Păcănelele aici sunt ilegale. Păcănelele în Japonia sunt o adevărată industrie. Cu mic, cu mare, bărbați, femei, cu toții petrec ore în șir în fața acestor aparate. Chiar dacă la prima vedere sunt ilegale, și aici au găsit o portiță prin care legea le permite oamenilor să joace. Automatele acestea pot fi găsite în toată Japonia și pot fi ușor recunoștibile prin culorile și zgomotele asurzitoare. Pentru că este ilegal să pariezi bani în Japonia, au creat un sistem de joc prin care poți ocoli legea. Am să vă explic imediat, doar să ies din această zonă, pentru că muzica devine din ce în ce mai zgomotoasă. Cumperi un fel de jetoane ce pot fi introduse în aceste aparate sau ceva de genul. Cei ce câștigă nu vor primi niciodată bani, ci bunuri, cum ar fi biciclete sau alte produse de lux, ce pot fi schimbate ulterior în bani. Pachinko a apărut pentru prima dată în Japonia abia în 1920 ca un joc pentru copii într-un magazin de dulciuri, apoi a fost închis temporar în timpul celui de-al doilea război mondial și redeschis în 1948. În 2015 s-a estimat că piața Pachinko de aici în Japonia generează venituri mai mult decât cele din Las Vegas, Singapore și Macao la oaltă. Însă pe piața neagră veniturile sunt mult mai mari și aduc bani frumoși mafiei japoneze, Yakuza fiind infiltrată de foarte mult timp în lumea jocurilor de noroc, o modalitate foarte simplă pentru aceștia prin care spală banii. Ce-i drept, în ultimii ani popularitatea acestor jocuri a scăzut, prin urmare și numărul de aparate. Cu toate astea, aduce un profit de peste 30 de trilioane de ieni. Veniturile produse din Pachinko ajută la economia Japoniei, reprezintă undeva la 4% din PIB. Până la colțul străzii, pe două etaje, aici bănuiesc că e pe 3 sau 4, iar cel în care am intrat noi, un adevărat mall. Femeile și bărbații de aici au creat o adevărată obsesie pentru aceste jocuri, lucru demonstrat prin sălile pline. Să știți că nu promovez aceste lucruri. Mulți ați fi tentați să credeți că fac asta, vorbind despre ele, dar nu, din contră, este un semnal de alarmă și vă sfătuiesc să nu jucați la jocurile de noroc, să nu mergeți în bordeluri, pentru că sunt ilegale. Aceste jocuri sunt ca un drog. Mai devreme sau mai târziu îți distrug viața. Nu le recomand, nu le-am recomandat niciodată, așa că feriți-vă de așa ceva. Prin aceste clipuri pe care le fac, încerc să prezint realitatea din locurile în care merg și să informez. Un lucru foarte important pentru oamenii care vor spune că defăimez Japonia, pentru că vor fi foarte mulți în comentarii, știu asta.
Uitați-vă din urmă, pentru că mai sunt 11, cred că 12 clipuri din Japonia. Apoi trageți o concluzie. Au dispărut oamenii. Iar dacă vreți să vedeți doar partea plăcută din orașe, doar lucrurile frumoase, vă uitați în altă parte, pentru că internetul este plin. Mie îmi place să arăt întotdeauna realitatea, așa cum o văd eu în momentul în care ajung într-un loc. Arăt și lucrurile bune și lucrurile mai puțin plăcute. Nimeni la această oră pe străzi. A dispărut toată lumea din oraș, parcă suntem într-o scenă dintr-un film apocaliptic. Nimeni. Bun, cam atât pentru astăzi. Știu că ați rămas până la final, iar pentru asta vă mulțumesc frumos. Nu uitați să ne lăsați părerile voastre în comentarii ca de obicei, să ne dați un like, ne ajută foarte mult și să distribuiți clipul pentru a ajunge la cât mai multă lume. Până data viitoare, numai bine!